bine v-am găsit la știri. O informație de ultimă oră care zguduie din temelii justiția din România vine de la Curtea Constituțională. Șefa DNA, Laura Codruța Kövesi, ar fi trebuit să fie revocată de președintele României. Este decizia judecătorilor CCR care au admis că există un conflict constituțional între executiv și președinție. Sesizarea făcută de ministrul justiției și avizată de premierul Viorica Dăncilă a ajuns la Curtea Constituțională pe 23 aprilie. Alina Sorocean este la Palatul Cotroceni și are ultimele informații. Bună ziua, Alina! Găsite, Valer Dorneanu a anunțat astăzi că majoritatea judecătorilor CCR au admis că există un conflict instituțional între guvern și administrația prezidențială. 6 judecători, mai exact, au fost de acord cu acest punct de vedere și doar 3 au fost împotriva acestui punct de vedere. Vorbim așadar despre o decizie extrem de așteptată, care inițial trebuia să fie dată pe data de 10 mai, însă judecătorii au amânat pronunțarea. Iată că astăzi au dat această decizie. Vă reamintesc că președintele Klaus Iohannis a refuzat să o revoce pe șefa DNA, Laura Codruța Kövesi, și după ce ministrul justiției a făcut un raport și a cerut schimbarea domniei sale, iar în cele din urmă guvernul a sesizat Curtea Constituțională. Am avut astăzi și un punct de vedere al președintelui Klaus Iohannis, o reacție, cel care spunea că așteaptă un răspuns de la Curtea Constituțională și va ține cont de el, de acest răspuns, indiferent de care va fi decizia judecătorilor. Indiferent ce va decide Curtea, voi aștepta decizia. Voi aștepta motivația, voi citi și voi acționa în consecință. Iar despre acest subiect stăm de vorbă în continuare cu specialistul în drept constituțional, domnul Radu Carp. Bună ziua! Bună ziua! După ce judecătorii CCR vor motiva această decizie, ce urmează, domnule Carp? Să înțelegem că, practic, președintele Klaus Iohannis va trebui să dea curs deciziei și să o revoce pe doamna Kövesi? Nu neapărat. Contează foarte mult ce va scrie în motivare. Noi, la ora actuală, știm doar că Curtea Constituțională a decis că există un conflict constituțional, deci între puterile statului. Dar mai departe, pașii care trebuie să-i urmeze președintele României nu sunt deocamdată stabiliți. Trebuie să așteptăm motivarea. Sunt mai multe ipoteze aici, cred eu. O prima ipoteză ar fi că nu este obligat să o revoce, dar că poate să, că trebuie să motiveze mult mai temeinic refuzul. O altă posibilitate ar fi reluarea întregii proceduri, ținând cont de poziția Curții Constituționale. Iar însă un lucru este iarăși sigur astăzi. Curtea Constituțională nu poate obliga nici Parlamentul, nici președintele, nici guvernul să acționeze într-un fel sau altul. La fel ca și în cazul Parlamentului, când o lege este declarată neconstituțională, se spune că trebuie corelată în 45 de zile cu deciziile Curții, dar de cele mai multe ori nu se întâmplă asta. Deci, sigur că deciziile Curții sunt obligatorii, dar noi nu știm deocamdată care e decizia Curții, decât că a existat un conflict juridic între puterile statului. Nu știm nici măcar dacă, potrivit Curții Constituționale, acest conflict s-a încheiat sau nu. Știm că doar că el a existat în momentul în care nu a dat curs cererii de revocare stabilită, trimisă de ministrul justiției. Deci încă sunt foarte multe necunoscute, dar, repet, președintele nu poate fi obligați să facă ceva sau altceva, pentru că s-ar adăuga la textul Constituției. Practic s-ar rescrie Constituția, ori Curtea Constituțională totuși nu cred că va merge atât de departe. Da, domnule Carp, până la urmă, cine are cea mai importantă sau cea mai grea decizie din această țară? Curtea Constituțională sau președintele României? Adică judecătorii constituționali pot răsturna o decizie luată efectiv de președintele României?
sau pot lua niște decizii pentru viitor. Data viitoare, când ministrul justiției va face o propunere, președintele țării ia act de ea și atât. Nu poate să întoarcă decizia deja luată a președintelui. Deci în acest moment, Curtea Constituțională și-a asumat o sarcină foarte grea, cred eu, prin această decizie. Anume aceea de a adăuga la procedura de revocare a procurorului șef DNA și în general procurorilor șef din sistemul judiciar. Este o sarcină foarte grea, pentru că, pe de o parte, trebuie să descrie o procedură care să fie introdusă în lege, ori mie mi se pare că procedura din lege este completă, și să nu adauge la Constituție. Da, deci, domnule Car, e foarte grea curții în momentul de față. Vine și domnul Tudorel Toader cu un comentariu pe Facebook în legătură cu această decizie luată în urmă cu puțin timp de Curtea Constituțională. Decizia CCR valorifică principiul constituțional potrivit căruia procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiției. Președintele României nu are nicio abilitare legală pentru evaluarea competențelor profesionale sau manageriale ale procurorilor de rang înalt, spre deosebire de ministrul Justiției, care are astfel de competențe stabilite atât la nivel constituțional, cât și la nivel infraconstituțional. Asta este reacția de ultimă oră a ministrului Justiției, Tudorel Toader. Da, nici măcar el care a făcut sesizarea nu spune că președintele este obligat să revoce. Atenție, el se referă la evaluarea profesională, ceea ce e cu totul altceva. Dar deci, mai repet, e o întrebare, domnule Carp, rolul CSM până la urmă mai există în toată ecuația asta? Dacă ministrul justiției, printr-o simplă propunere de revocare, respectiva propunere rămâne lege și pur și simplu se trece la acțiune, mai are CSM vreun rol aici? Că președintele vedem că nu mai are. Nu știm, repet, trebuie să vedem. Poate că Curtea Constituțională va scrie în motivare că trebuie reluată doar procedura. Nu știm acest lucru. Sigur că CSM are în continuare și va avea în continuare un rol câtă vreme legea nu este modificată. CSM a avut un punct de vedere, ministrul justiției un alt punct de vedere, arbitrul suprem în această speță, tot președintele României rămâne. Repet, nu se poate rescrie Constituția, se poate modifica, dar Curtea Constituțională nu poate să rescrie Constituția. Ar putea, în cazuri extreme, când a fost vorba de revocarea unui ministru, să adauge cumva la textul constituțional, dar cu foarte multă grijă, și cred că acea decizie a fost una fundamental greșită când s-a adăugat, s-a rescris practic un articol din Constituție. Dar în condițiile date în prezent, președintele României rămâne în continuare arbitrul final de câte ori, de câte ori există disensiuni între CSM și Vă mai întreb ceva foarte important, pentru că acest lucru ar putea fi speculat de coaliția de la guvernare, să spună într-un final că președintele României și-a încălcat atribuțiile constituționale prin faptul că a oprit revocarea doamnei Laura Codruța Chiove și nu era treaba președintelui să facă asta, că uite, asta spune Curtea Constituțională, că atare acesta este un motiv de suspendare. Credeți că se poate pune problema și așa? S-ar putea ajunge? Ar putea fi ăsta un motiv de suspendare? Sigur, în momentul în care se redactează motivele de suspendare, ele sunt redactate din punct de vedere politic. Deci orice poate fi motiv de suspendare, cu condiția să fie validă și de Curtea Constituțională. Dar în acest moment, noi avem un președinte al României care nu a acționat în niciun fel. Nici nu a revocat, nici nu a făcut în așa fel încât să, cum să spun, să se declare cu totul împotriva unei anumite proceduri sau unei anumite legi. Deci ce anume să încalci Constituția când de fapt nu ai acționat în niciun fel? Mie mi se pare că până acum președintele Iohannis nu a avut decât declarații politice. Și, sigur, s-a apărat, a prezentat un punct de vedere în fața Curții Constituționale. Eventual, acel punct de vedere, ăla e singurul document oficial care îl avem din partea președintelui Iohannis. Faptul că a refuzat propunerea ministrului Justiției, care înțelegem că e lege în România, de a fi retrasă sau revocată Laura Codruța Chioveși.
Eu repet, nicăieri nu avem un document în care să scrie refuz. Deci nu avem un asemenea document. Cred că trebuie să fim foarte atenți la nuanțe atunci când discutăm în spațiu public spețe de complexitatea acesteia. Deci, repet, nu avem un document semnat de președintele Klaus Iohannis în care să se spună refuz sau merg mai departe sau fac cum cred eu. Nu. Avem o cerere, cererea există. Avem o cerere a Ministrului Justiției și avem o decizie a Curții Constituționale care ne spune că a existat un conflict juridic de natură constituțională între puterile statului. Domnule profesor, și acum, dacă a existat, Curtea Constituțională ne spune că a existat acest conflict constituțional. Cine îl soluționează? Păi, Curtea Constituțională, prin decizia pe care o va da, prin motivarea pe care o va da, în mod normal, ar trebui să indice mai în detaliu, nu foarte în detaliu, dar mai în detaliu, căile de soluționare. Cred eu, eu personal, dacă aș fi în poziția judecătorilor, aș merge pe această variantă, că refuzul trebuie motivat temeinic. Sau o a doua variantă, repet, că procedura ar trebui reluată ținând cont de decizia Curții Constituționale și că într-un final, sigur că ținând cont de decizia Curții Constituționale, trebuie revocat procurorul șef de nea. Dar asta e o cu totul altă problemă. Dar, repet, așteptăm motivarea ca să vedem ce a stat la cum a judecat curtea. Vedeți, e o speță care a fost amânată de data trecută. Eu cred că a fost amânată, sper, cel puțin, a fost amânată tocmai ca să avem cât mai multe motive în judecata. Da, e interesant că totuși 6 judecători constituționali s-au pronunțat pentru această decizie, 3 au fost împotrivă. Bănuiesc că unul dintre judecătorii care s-au împotrivit ar putea să fie doamna Livia Stanciu, care mereu face opinie separată. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru intervenția dumneavoastră. Stăm de vorbă și cu Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Bună ziua, Lili! Câteva comentarii în legătură cu reacția de ultimă oră a ministrului Justiției, Tudorel Toader. Reacția ministrului Justiției era una previzibilă, având în vedere că, în principiu, Curtea Constituțională i-a dat dreptate. Vom vedea și în ce măsură i-a dat dreptate și dacă demersul dumnealui prin guvern, evident, va duce chiar la revocarea Laurei Codruța-Chiovi și pentru că este foarte posibil. Sunt mai multe variante pe care le poate indica în motivare Curtea Constituțională. Una dintre ele ar fi ca președintele Klaus Iohannis să motiveze avizul negativ. Alta ar fi să meargă mai departe, să se rea toată procedura în sensul unei alte solicitări de revocare care să urmeze pașii legali către CSM și ulterior către președintele țării, o procedură care poate dura, bineînțeles, și câteva luni. Și, de asemenea, poate fi indicat doar ca pe viitor să cele două instituții indicate ca fiind într-un conflict juridic de natură constituțională să nu mai apeleze la astfel de, să spunem, comportamente. Și este foarte greu să poți să prevezi acum ce va motiva Curtea Constituțională, pentru că decizia a fost una destul de sumară în sensul lor unei poziții față de un conflict juridic de natură constituțională, conflicte care au mai existat de-a lungul anilor între CSM și președintele. Da, mulțumesc foarte mult, Liliana, mulțumesc pentru această intervenție. Așteptăm motivarea CCR în această speță pentru a ști mai departe ce decizii se vor lua. Mergem mai departe. Noi detalii șocante ies la iveală după crima care a îngrozit România. Tatăl copilului care și-a ucis bunica, tenor de profesie, a fost condamnat la 4 ani de închisoare după ce și-ar fi maltratat primul fiu dintr-o căsnicie anterioară. Mama copilului ucigaș, medic de profesie, a fost audiată de polițiști, iar acum se află într-un centru al DGASPC, alături de cei 2 copii ai săi. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional.
Băiatul de 9 ani și-a atacat bunica într-un acces de furie chiar sub ochii fratelui său mai mic de 7 ani, susțin autoritățile. Se pare că femeia i-ar fi cerut copilului să nu se mai joace la calculator și să-și facă temele. Supărat că bunica îl ceartă pentru că nu citește, băiatul de 9 ani a luat un cuțit din bucătărie și a înjunghiat-o. Acum atât el cât și fratele său sunt împreună cu mama lor într-un centru special. Tot surse din cadrul anchetei mai spun că minorul ar suferi de ADHD, o tulburare hiperactivă cu deficit de atenție. În acest concept de ADHD, de tulburare de atenție, există cazuri și de manifestări agresive, însă mi-e greu să cred, din experiența mea și a colegilor mei, că poți să justifici un astfel de comportament doar prin prisma unei tulburări de atenție. Există o dificultate de a, în ADHD, de a termina o sarcină, de a putea să stai potolit câteva minute într-o activitate, ducând-o la bun sfârșit sau ascultând pe alții. Între timp apar detalii șocante despre familia copilului. Tatăl său a fost condamnat la 4 ani de închisoare după ce și-ar fi maltratat primul fiu dintr-o căsnicie anterioară. El a fost obligat să-i plătească daune morale în valoare de 20.000 de lei. De asemenea, judecătorii l-au decăzut din drepturile părintești. Bărbatul a mai fost judecat în 2 rânduri pentru aceste acuzații, însă a fost achitat. Părinții celor 2 copii erau despărțiți de mai mult timp, iar mama suferea de o boală cumplită. Avea mâna dreaptă paralizată. Fiind victima agresiunilor, ajungi și tu să te transformi într-un agresor. De asemenea, vorbind despre teoria etichetării, care de cele mai multe ori, copilul, fiind tot timpul, îi se spune că se comportă, că este un rău, că este răutăcios, că este agresiv, să se comporte ca atare și să multiplice comportamentele de acest tip, pentru că tocmai el a fost etichetat în felul acesta de către cei din jur. Bunica celor 2 copii a fost învățătoare la o școală din Craiova, însă de când se pensionase a venit să stea în București pentru a avea grijă de nepoți. Apropiații au mai povestit că ori de câte ori ieșea cu nepoții în parc, Dragoș nu o asculta și îi vorbea urât. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri. Anchetatorii încearcă să afle ce l-a împins pe copil să recurgă la acest gest. Potrivit legii, copiii sub 14 ani nu răspund penal și nu sunt trași la răspundere pentru faptele lor. Încă un șofer sinucigaș s-a izbit intenționat de un camion. Vorbim despre un bărbat din Botoșani care, rămas fără speranță în fața unei boli cumplite, a decis să-și ia viața. S-a urcat la volan și a intrat cu mașina pe contrasens, unde a fost pulberat de un camion. Accidentul este similar celui produs vineri în județul Hunedoara, când un șofer a intrat intenționat într-un tir. A aflat că suferă de cancer în fază terminală și a cedat psihic. Nu și-a mai putut stăpâni emoțiile, a fost copleșit de deznădejde și a luat o decizie radicală. A ales să-și pună capăt zilelor. Bărbatul de 57 de ani și-a cerut iertare de la familie, s-a urcat la volan și a dispărut. Soția a presimțit că ceva era în neregulă și a pornit imediat după el cu un alt autoturism însoțită de rude. L-au urmărit pe tot traseul până când la intrarea în comuna Verona din județul Botoșani, bărbatul a intrat pe contrasens, iar mașina sa a fost spulberată de un camion. Șoferul autoutilitare i-a scăpat nevătămat. Bărbatul le-a povestit anchetatorilor că mașina care i-a apărut în cale avea în jur de 100 de kilometri la oră și că victima a accelerat în linie dreaptă cu intenția clară de a-l lovi. Familia șoferului mort, inclusiv soția acestuia, a asistat înmărmurită la cumplitul accident. Echipele SMURD sosite la locul tragediei au încercat zadarnic să-l salveze pe bărbat. Acesta și-a dat ultima suflare pe asfalt, iar un asistent i-a aprins o lumânare la căpătâi. Perchezitii la cel mai mare exportator de lemn din România, Schweihofer Holz Industrie. Anchetatorii au verificat sediul central al companiei, precum și alte 23 de locuri din toată țara. 10 de suspecți au fost duși la audier la sediul de ICOT. Prejudiciul estimat se ridică la 25 de milioane de euro. Perchezițiile au avut loc în București și în județele Brașov, Alba, Suceava, Hunedoara și Bihor, la persoane fizice și juridice. 4 dintre percheziții au avut loc la sediile unor instituții publice pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în deturnare de licitații.
licitații publice, evaziune fiscală și tăiere ilegală de arbori. Anchetatorii au descins și la cel mai mare exportator de lemn din România, Schweighofer Holz Industrie. Procurorii fac percheziții la sediul central al acesteia, dar și la fabricile din Rădăuți și Sebeș, precum și la gărzi forestiere și direcții silvice din Suceava, Alba și Hunedoara. Societatea austriacă este acuzată că din 2011 până acum ar fi cumpărat lemn tăiat fără avize sau cu acte false și l-ar fi exportat potrivit procurorilor de ICOT. Reprezentanții companiei susțin că Schweighofer cooperează cu autoritățile pentru o bună desfășurare a anchetei de ICOT. Compania noastră a pus la dispoziție toate mijloacele necesare autorităților pentru a rezolva cât mai rapid și cât mai corect această situație. Suntem primii interesați să clarificăm o dată pentru totdeauna această situație. În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că o parte din cantitatea de masă lemnoasă recepționată nu a fost evidențiată în documente contabile. De asemenea, DICOT precizează că o parte din aceasta provenea din săvârșirea unor infracțiuni de tăieri ilegale de arbori. Prejudiciul estimat depășește suma de 25 de milioane de euro. Războiul declarațiilor continuă, este începutul sfârșitului pentru pilonul 2 de pensii, spune președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a criticat iar confuzia din jurul pilonului 2 de pensii și îi somează pe cei din PSD să vină cu clarificări. Mai mult, Iohannis spune că promisiunile nu sunt de ajuns. Președintele statului Klaus Iohannis avertizează că pilonul 2 ar putea să dispară. Faptul că acum PSD-ul recunoaște că vrea să transforme pilonul 2 de pensii, este o veste proastă, foarte proastă. Aș putea să spun că este începutul sfârșitului pentru pilonul 2. Șeful statului atrage atenția că modificările anunțate de PSD reprezintă o veste foarte proastă pentru toți cei care contribuie la pilonul 2. Nu este suficient ca PSD-iștii să declare că vor să transforme pilonul 2 de pensii, este nevoie de clarificări și este nevoie de o argumentație clară. De ce vor să transforme pilonul 2 de pensii în ceva opțional? Ceea ce mă îngrijorează și îngrijorează pe români este că PSD-ul vine cu astfel de decizii fără analiză, fără o motivație, fără o argumentație. Reacția șefului statului a venit la scurt timp după ce premierul Viorica Dăncilă a ținut să-l asigure pe șeful statului că pilonul 2 de pensii nu se desființează. Sunt discuții ca pilonul 2 să fie opțional, dar încă nu avem o modificare certă. Pilonul 2 nu se desființează. Sunt bani de salarii și pensii. Imagini șocante surprinse într-un magazin din Arad. O vânzătoare a fost snopită în bătaie de un client supărat că înghețata este prea scumpă. Bărbatul a renunțat să o mai cumpere și a aruncat-o prin vitrina frigiderului. Supărată de atitudine, vânzătoarea l-ar fi apostrofat, iar de atunci până la o bătaie, în toată regula, nu a mai fost decât un pas. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din incinta magazinului descriu cel mai bine incidentul. Pe filmare se poate vedea cum la început un bărbat aruncă o caserolă de înghețată înapoi de pe tejghea pe vitrina frigorifică, spunând conform victimei că este prea scumpă. Apoi între cei doi are loc un schimb de replici prelungit și tocmai când bărbatul vrea să renunțe și să plece, vânzătoarea lovește coșurile de cumpărături și le aruncă spre client. Înfuriat la culme, bărbatul își pierde cumpătul, dă cu piciorul în coșuri, apoi o lovește pe femeie cu pumnul în plină figură și chiar o strânge de gât. Culmea, în loc să caute să se salveze sau să apese butonul de panică, tânăra se repede asupra lui, îl trage pe agresor de tricou și chiar încearcă să riposteze, urmărindu-l până afară. În cele din urmă, vânzătoarea a chemat poliția și a depus plângere împotriva agresorului. Tânăra vânzătoare și-a luat între timp concediu medical. Președintele Klaus Iohannis a criticat în termen dur decizia PSD de a organiza un miting de susținere pentru guvernul Dăncilă. Iohannis spune că mitingul PSD îi amintește de comuniști. Mai mult, șeful statului a sfătuit pe cei de la putere să-i lase pe cei din opoziție și pe cetățeni să se ocupe de mitinguri, căci ei au alte treburi importante de rezolvat. Mi se pare o ciudățenie, ca să nu folosesc alte clasificări. Un meeting organizat de guvernanți ca să se autosusțină sau să se laude singuri, astfel de manifestări am mai avut.
Pe vremea comuniștilor am avut numai astfel de manifestări. Într-o democrație, cei care sunt la guvernare, care au majoritatea, să pună mâna și să muncească, să facă viața oamenilor mai bună, să rezolve problemele țării și să lase demonstrațiile opoziției și societății. Unii politicieni cred că au drepturi speciale în trafic. Un exemplu în acest sens este Marian Vasile, consilier județean liberal în Timiș. Acesta și-a lăsat mașina într-o zonă în care parcarea este interzisă. Pentru eventualitatea în care cineva s-ar fi gândit să-l amendeze, Marian Vasile și-a pus pe bord, la loc vizibil, cartea de vizită. Pe document se putea citi clar că este consilier județean, lider de grup PNL. Întrebat de ce a recurs la acest gest, Marian Vasile a declarat că sunt probleme cu parcarea în zona respectivă. Cât timp mașina sa, una de peste 35.000 de euro, a stat pe interzis, politicianul a participat liniștit la o ședință de plen a Consiliului Județean Timiș. Procurorul Mircea Negulescu, zis Portocale, este audiat în aceste momente la parchetul general. Negulescu are deschise pe numele său mai multe dosare penale. Cu toate acestea, procurorul Portocale a spus la intrarea în parchet că ar fi venit să dea declarații în calitate de martor, dar că nu poate da detalii din anchetă. Conform unor surse, Mircea Negulescu a venit să dea detalii în cauza în care o judecătoare din Sinaia, reținută de Portocale pentru luare de mită, l-a reclamat pe acesta acuzându-l de abuzuri. Între timp, la CSM se discută raportul Inspecției Judiciare, care a solicitat sancționarea procurorilor Lucian Onea, Alfred Savu și Mircea Negulescu, toți din unitatea de elită a Direcției Naționale Anticorupție de la Ploiești. Cornel Dinu a ajuns pe patul de spital, fostul internațional care va împlini în luna august 70 de ani, a fost internat de urgență la spitalul Floreasca. Dinu a ajuns la UPU din cauza unei pneumonii, iar medicii l-au pus imediat sub tratament. El va rămâne sub supravegherea medicilor în perioada următoare. Dinu. Cineva spunea că ori de câte ori e Dinu pe teren, ai impresia că există mai multe tricouri cu numărul 5 pe spate. Cornel Dinu, gloria fotbalului românesc, trece prin momente dificile. Fostul jucător al Naționalei a fost dus în stare gravă la spital. Conform unor informații, Dinu a ajuns la spital din cauza unei pneumonii. A fost internat și va rămâne sub supravegherea medicilor. Cornel Dinu a mai avut probleme de sănătate și în anul 2011, când a suferit un infart. Era un infart puternic. Cred că acela a fost un moment de cumpănă, pentru că din infartul acela puteam să nu mai ies. Declara fosta glorie dinamovistă despre cumpăna prin care a trecut. Cornel Dinu este în afara oricărui pericol în acest moment, dar va fi nevoit să rămână o perioadă în spital. Arcul de Triumf este un simbol al capitalei, dar și al țării, fiind o emblemă a unității României. În anul centenarului Marii Uniri vă prezentăm povestea acestui monument. Arcul de Triumf este unul dintre cele mai reprezentative edificii ale Bucureștiului, dar și un adevărat simbol al României. Ridicat între anii 1921 și 1922, monumentul evocă victoria României în primul război mondial și Marea Unire din anul 1918. De altfel, anul 1922 are o însemnătate puternică pentru România Mare, fiind anul în care au fost încoronați regele Ferdinand și regina Maria. De-a lungul istoriei, în București au mai fost astfel de edificii, arcuri de triumf fiind construite pentru a celebra victoria din războiul de independență în 1878, dar și 40 de ani de domnie al lui Carol I în 1906. Arcul de triumf din amplasamentul prezent la intersecția actualelor bulevarde Kiselev, Prezan și Aver. Imagine în direct, doamnelor și domnilor, de la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis îl primește pe prințul Charles, care se află într-o vizită oficială în România. De altfel, prințul Charles este un obișnuit al țării noastre, vine foarte des și în vizite private, dar și în vizite oficiale. Mai târziu se va întâlni și cu premierul Viorica Dăncilă la Palatul Victoria în cadrul acestei vizite oficiale. De asemenea, cu președintele Klaus Iohannis va avea și discuții tete-a-tete. Nu știm dacă vor face și ceva declarații după această întâlnire. În orice caz, toată lumea este interesată de poziția președintelui Klaus Iohannis în legătură cu decizia de astăzi a Curții Constituționale în legătură cu revocarea Laurei Codruța Chioveși.
Mergem mai departe. Pe lângă faptul că au ajuns să coste sume amețitoare, nici nu se încadrează în suprafețele minime legale, un studiu realizat pe ofertele prezentate la cel mai recent târg imobiliar din capitală arată că mai bine de jumătate dintre apartamentele scoase la vânzare sunt mai mici decât prevede legea. Georgia Simionovici ne spune mai multe. Bun găsit! Din cele 37 de ansambluri rezidențiale aflate la vânzare, doar, atenție, doar 5 au toate suprafețele apartamentelor în conformitate cu prevederile legale. Cele mai mari probleme apar în cazul garsonierelor și al apartamentelor de două camere. Suprafața minimă a unei garsoniere ar trebui să fie de 37 de metri pătrați, potrivit legii, pe care se pare că nu o respectă nimeni. Un studiu realizat de Interobank arată însă că 70% din garsonierele scoase la vânzare la cel mai recent târg imobiliar din capitală sunt mult mai mici. Dezvoltatorii nu au respectat legea nici când au făcut compartimentarea pentru apartamentele cu două camere. Aproape 60% din cele analizate aveau mai puțin de 57 de metri pătrați utili, cât ar trebui să fie suprafața minimă. Cât despre prețurile apartamentelor din București, acestea au crescut constant în ultimii ani, iar în prezent au ajuns la cel mai mare nivel de după criza economică. 50.000 de euro a fost prețul mediu cerut la târg pentru o garsonieră, în timp ce pentru un apartament de două camere, dezvoltatorii au cerut în medie aproape 69.000 de euro. Iar dacă se ține cont și de compartimentările care respectă suprafețele prevăzute în legea locuinței, e bine, în medie prețurile sar de 71.000 de euro în cazul garsonierelor și de 89.000 în cazul apartamentelor cu două camere. Pe de altă parte, costurile reduse ale terenului de la periferia orașului dictează în continuare poziționarea noilor ansambluri rezidențiale. Astfel nu e de mirare că noi locatari ajung să petreacă chiar și 50 de minute în trafic pentru a ajunge în centrul orașului. Totodată, aceste zone nu oferă acces facil la magazine alimentare, școli, transport în comun sau parcuri, lucru confirmat și de rezultatul cercetării. Dintre cele 37 de ansambluri, doar 15 oferă cu adevărat toate aceste utilități la o distanță de 10 minute de mers pe jos. Acest lucru se reflectă, bineînțeles, și în prețurile de achiziție. Apartamentele din ansamblurile rezidențiale, bine deservite de funcțiuni de proximitate, ajungând să aibă un preț mediu chiar și cu 40% mai mare. Condamnările date în dosarul minore pentru VIP-uri rămân neschimbate, inculpații ceruseră pedepse mai mici, iar procurorii evident sentințe mai mari, doar că în alta curte de casație și justiție a respins apelurile formulate la dosar și a păstrat condamnările date de judecătorii Curții de Apel Timișoara. În dosarul minore pentru VIP-uri au fost implicați interlopi, oameni de afaceri, dar și un polițist, un compozitor și un procuror. Între aceștia, Ovidiu Torș, fostul soț al Brigitei Sfăt și fondatorul trupei DJ Project, Giuseppe Handel. După 3 ani de la primele percheziții făcute în Timișoara în dosarul minore pentru VIP-uri, magistrații Curții Supreme au considerat apelurile formulate de procurori și inculpați drept nefondate și ca atare le-au respins. Condamnările date de judecătorii Curții de Apel Timișoara rămân astfel în picioare. Giuseppe Hanche, cunoscut drept Gino Manzotti, fondatorul trupei DJ Project, a primit 8 luni cu suspendare, potrivit opinia timișoarei.ro. În plus, acesta trebuie să presteze și 70 de zile de muncă în folosul comunității. Ovidiu Torș, fostul soț al Brigitei Sfăt, a fost condamnat la 3 ani și 4 luni. De asemenea, Ovidiu Torș trebuie să achite și 2000 de euro către două dintre fetele exploatate. Liderul grupării, Paul Mânzu, a primit o sentință de 6 ani pentru proxenetism, șantaj, trafic de minori și folosirea serviciilor unor persoane exploatate. Un avocat a fost achitat, iar alți inculpați au primit pedepse cu suspendare, precum fostul judecător timișorean Nicolae Tomus și... Controversată privim politica fondurilor de coeziune, Comisia Europeană a propus majorarea fondurilor de coeziune pentru Italia și alte state membre din sudul continentului afectate de criza economică și valul de emigranți, urmând ca în paralel să reducă finanțarea pentru regiunile mai sărace din statele estice ale blocului comunitar. Cu toate acestea, România nu va fi afectată de reduceri. Din contră, țara noastră va primi cu 8% mai multe fonduri. Politica de coeziune va avea cea mai importantă alocare de 374 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, iar România va primi cu 8% mai mult decât în perioada 2014-2020. Let's look at Italy, in the north and in the south, or in Greece. So other regions are confronted with consequences of migration, and we cannot ignore this. We have found an allocation method which is calibrated to provide a balance and fair distribution of cohesion policy funds.
that supports goes where it is most needed. Fondurile de coeziune sunt destinate reducerii dezechilibrelor dintre regiunile bogate și cele sărace din UE, calculate pe baza produsului intern brut per capita. De data aceasta, la alocarea fondurilor, Comisia a ținut cont și de o serie de noi criterii, precum performanțele înregistrate de regiuni cu primirea și integrarea migranților. Este de așteptat ca noile criterii să genereze controverse îndeosebi în statele care se opun cel mai mult primirii cu emigranți. Polonia ar urma să fie lovită de o reducere cu 23% a fondurilor de coeziune, în timp ce o scădere de 24% se are în vedere pentru Ungaria. În schimb, Spania va beneficia de o creștere de 5%, iar Italia se așteaptă la o creștere de 6%, în condițiile în care Italia se confruntă cu perspectiva unor alegeri anticipate la toamnă, iar sondajele arată că aceste alegeri ar putea consolida și mai mult avansul partidelor eurosceptice. Scene dramatice în Cuba. Un pod din beton s-a prăbușit chiar în timp ce mai mulți oameni încercau să-l traverseze. Furtuna subtropicală Alberto a făcut ca mai multe râuri să iasă din matcă în statul insular. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. În imaginile filmate de trecători se observă cum doi copii au fost la un pas de moarte, fiind pe punctul de a ajunge în apă, totul după ce o porțiune din podul pe care se aflau s-a surpat și s-a prăbușit din cauza viiturii. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, deși pe pod se aflau cel puțin 20 de oameni. Podul distrus avea peste 100 de metri lungime și a fost dat în funcțiune în 1984. Inundațiile puternice din Cuba au fost provocate de furtuna subtropicală Alberto, care a lovit coasta de est a Statelor Unite și a țărilor din America Centrală în ultimele zile. Scandal cu final tragic pe un aeroport din Turcia. Un bărbat din Marea Britanie a murit după ce a căzut dintr-un avion în urma unui conflict pe care l-a avut cu membrii echipajului de zbor. Din primele informații, se pare că britanicul de 30 de ani petrecuse 3 zile în aeroportul Dalaman din sud-vestul Turciei după ce își pierduse biletul de avion. Astfel, bărbatul a fost nevoit să aștepte un alt zbor cu care să se întoarcă. După ce s-a urcat la bord, britanicul a intrat într-un conflict verbal cu membrii echipajului. Aceștia au vrut să-l dea jos, considerându-l un pericol pentru siguranța celorlalți pasageri. În timp ce echipajul încerca să-l dea afară din aeronavă, bărbatul a căzut din avion de la o înălțime de aproape 15 metri pe betonul de pe pista de aterizare și a fost apoi dus de urgență la spital, inconștient fiind. Britanicul s-a ales cu câteva coaste rupte, însă nu și-a mai recăpătat cunoștința și a murit câteva ore mai târziu. Autoritățile britanice și cele turce investighează incidentul și încearcă să stabilească cine este responsabil pentru moartea pasagerului. Aeroportul Dalaman este unul dintre cele mai aglomerate din Turcia. Peste 4 milioane de pasageri călătoresc anual pe acest aeroport din sud-vestul Turciei. Serena Williams a șocat la revenirea în circuitul WTA. Fostul lider mondial a reușit să se califice în turul al doilea al turneului de mare șlem, la capătul unui meci în care însă majoritatea privirilor au fost îndreptate către ținuta sa. Un grup de acrobați din Franța a susținut în recital impresionant. Artiștii au stat suspendați la peste 1400 de metri altitudine în munții Tiananmen. Publicul a rămas fără răsuflare. Spectatorii au privit cu sufletul la gură acrobațiile grupului francez Uldus. Membrii acestuia au sfidat gravitația cântând pe cabluri din sârmă la peste 1400 de metri altitudine. Artiștii au făcut scurte demonstrații de echilibristică în timp ce interpretau melodii la trompetă, mandolină sau chitară. Concertul a avut loc în Parcul Național Zhangjiajie, într-un decor splendid. Locul a devenit celebru după inaugurarea unui pod de sticlă în zonă, în urmă cu un an. Știrile au ajuns la final. Sunt Nadia Ciurlin. Vă mulțumesc pentru atenție. Urmează Se întâmplă acum cu Tudor Barbu. Ne revedem de la ora 20. O zi frumoasă!